care este componenta perioadei. Ceea ce joacă un rol foarte important în viața racilor sunt lucrurile planificate, doar cu mențiunea că ar trebui să le pună în aplicare. Ei pot lansa foarte multe idei, pot gândi perspectiva unor noi abordări în carieră și asta deoarece Pluton și Saturn în Capricorn îi solicită foarte mult și pe zona de parteneriate și pe zona de inițiativă, pe zona de asocieri cu oameni cu un potențial foarte mare. Majoritatea racilor acum se află în tot felul de combinații, în tot soiul de asocieri cu oameni influenți, cu oameni cu un potențial legat de accesarea puterii destul de semnificativ, adică fie lucrează în zone importante, fie au de-a face cu oameni importanți, participă la evenimente importante și contează și foarte mult modul în care sunt percepuți de către alții, asta neînsemnând că sunt foarte compatibili cu asociațiilor. Deci racii nu sunt neapărat foarte compatibili cu oamenii cu care se asociază în această perioadă și asta deoarece majoritatea partenerilor racilor au temperamente și care au un caracter extraordinar de puternic. Sunt parteneri plutoniani, atât partenerul de viață, cât și partenerii cu care intră în orice fel de asociere, poate chiar profesională, sunt oameni cu, repet, cu temperament puternic, ba chiar poate fi un joc de putere între ei și orice fel de parteneriat. Putem să le spunem racilor că practic este aproape imposibil să aibă parteneriate cu oameni care sunt maleabili, care sunt ușor de condus, care fac ceea ce vor racii. Este foarte greu în acest context în care, prin parteneri, racii sunt și ei la rândul lor obligați să se transforme. Dar sunt un fel de pol magnetic pentru cei din jur. Oamenii sunt atrași de ei, viața vine către ei, foarte multă lume le caută compania, dar și dorește să schimbe ceva în zona aceasta. O zona investițiilor sau a achizițiilor pentru nativii RAC, destul de norocoși din punct de vedere profesional, Jupiter îi poate ajuta să găsească oportunități sau soluții interesante. Îi sfătuim să renunțe la limitări sau la restricții, pentru că Jupiter, care reprezintă expansiunea, îi ajută foarte mult în zona profesională, dacă se gândesc și la soluții adiacente zonei de confort, să spunem. Spre exemplu, pot avea și alte preocupări pe zona profesională, nu numai, să spunem, serviciul bază, la care sigur că nu îi sfătuim să renunțe, dar pot exista și soluții, spuneam, conexe, preocupări conexe, care să le aducă foarte mari, le pot aduce mulțumire sufletească, le pot aduce satisfacții. Da? Deci este interesant să gândească așa abordarea profesională. Atenționarea asupra cheltuielilor excesive cu acest Pluton și Saturn în semnul Capricornului în semn opus pentru ei, în sensul că tot ceea ce ține de bogătașul zodiacul de acest Pluton și Saturn, o planetă a materialității, trebuie tratat cu foarte mare prudență. Adică racii trebuie să fie foarte prudenți în orice fel de speculație, investiție, ca și gemenii. Sunt câteva zodii care trebuie să aibă o prudență deosebită în zona investițiilor. Gemenii, pentru că au Pluton și Saturn în casa Scorpionului, racii, pentru că sunt în semn opus Pluton și Saturn, și Capricorni în sine, pentru că ei sunt gazdele lui Pluton și al lui Saturn. Sigur că, da, mai sunt și alte zodii care trebuie să fie, dar din punct de vedere karmic, acestea sunt cele trei zodii care au un marcaj foarte puternic pe zona investițională. Racii ar trebui să aibă și clipe de răgaz înainte să hotărască ceva proaspăt, mă refer în plan financiar, proaspăt intrarea lui Marte în semnul leului, acolo unde îl găsește în imediata vecinătate, la orb un grad pe Mercur, îi avertizează pe nativ Irak că trebuie să fie foarte atenți asupra rapidității cu care decid ceva în plan financiar. Adică ar trebui să își permită acele clipe de răgaz înainte să decidă dacă fac o achiziție, fac o investiție sau iau o hotărâre. Sigur, în relațiile pe care nativii din RAC le au cu ceilalți, mai ales relațiile noi care apar, sunt relații vechi venite de multe ori din viețile anterioare, care se actualizează acum. De aici și anumite împliniri care se pot realiza mai ușor acum, pentru că nu-i așa, relația este de mai lungă durată.
este o oportunitate pentru nativul în RAC să treacă la un alt nivel, din punct de vedere financiar, de împliniri. Așteptări financiare care erau până la un anumit nivel acum sunt depășite. Există o oportunitate de câștig suplimentar. Într-adevăr, însă trebuie foarte multă atenție pentru că bun, aici RAC-ul trebuie să folosească aspectul retrograd puțin, cel de așteptare. Deci să aștepte puțin, să cugete asupra ofertelor care îi vin din exterior și să facă o alegere bună. El poate să folosească această trăsătură a zodiei lui și este chiar și bine să o facă, dar nu ca respingere automată, ci ca analiză grijulie și rațională pe care îi oferă conjuncțiile astrologice din această perioadă. Interesantă prezența lui Jupiter pe casa 6 pentru raci, în sensul că cu cât devin mai norocoși, evident, cu atât ceilalți, vorbesc în plan profesional, vor fi mai atrași de ei, deci vor atrage, cu cât devin mai sobri, serioși și își doresc foarte mult să schimbe anturajul, cu atât vor fi mai vor fi mai greu de accesat, lumea îi va evita și va fi o atitudine destul de respingătoare față de ei. Deci acei raci care merg mult, marșează pe creativitate, pe bunătate, pe bonomie, cum spuneam, pe generozitate la locul de muncă și chiar pe a găsi soluții foarte frumoase și noi, vor fi un fel de punct de atracție pentru cei din jur. Cei care vor deveni irascibili, pentru că există ambele tendințe în perioada imediat următoare, cei care vor deveni irascibili și vor alege chiar să se certe cu anumiți parteneri de afaceri sau la locul de muncă, vor atrage nu neapărat ghinionul, dar situații destul de recalcitrante, aș spune, și chiar nu îi sfătuim. Ceea ce li se cere lor acum este doar să pună în aplicare anumite lucruri care lor li se potrivesc, să lanseze idei, să nu stagneze, să fie destul de împăciuitor chiar și acolo unde cineva, să spunem, ar căuta scandalul cu orice preț. Deci racii nu trebuie să se enerveze și nici să antreneze energii de revoltă, de lipsă de control, de chiar lipsa calibrării și nici să renunțe la tenacitate. Dacă se repetă anumite situații care îi deranjează, s-ar putea să fie un fel de preambul al unor evenimente care îi vor duce într-un loc în care nu se mai vrea să stagneze. De exemplu, dacă repetitiv la locul de muncă un nativ RAC observă că nu se mai simte bine, că apar situații de conflict, că anumite lucruri îi tulbură, este posibil să fie vorba despre un preambul către o situație în care ceva trebuie schimbat. Nu știu dacă neapărat serviciul în sine sau ceva. Deci, cu siguranță, orice situație care îi tulbură le vorbește despre ceva care urmează să se întâmple în viitor și la nivel concret. Deocamdată doar îi tulbură. Dar ce vreau să spun este că atitudinea lor nu trebuie să fie una de revoltă, ci doar una de a înțelege, de a identifica că acolo ceva nu este în regulă, că ceva cu siguranță se va schimba în totalitate sau parțial și să se liniștească doar la gândul că ceva urmează să echilibreze situația. Deci, dacă anumite situații, repet, se vehiculează practic prin fața ochilor nativilor RAC și mai și deranjează acest lucru, cu certitudine urmează și un eveniment concret care să pună eticheta pe acel eveniment. Anumite, să spunem, neînțelegeri cu o anumită persoană. La un moment dat va apărea un eveniment care va lămuri, va face ca lucrurile să se lămurească persoana respectivă sau dădusem și exemplu cu locul de muncă sau și așa mai departe. Exemplele pot continua. Deci nu trebuie să agreseze universul devenind revoltat sau devenind neîncrezător și așa mai departe, ci pur și simplu să aibă răbdare să le doar înregistreze ca niște lucruri care vorbesc despre ceva ce urmează în viitor și să devină practic conștienți de faptul că ceva urmează să se întâmple în zona respectivă, deoarece este clar că se rulează o energie transformatoare acolo. Deci ei sunt într-o perioadă de foarte mare și evidentă transformare în care cam nimic din ceea ce fac nu mai poate să rămână astfel. Să mergem mai departe să vedem pentru nativii leu, cei care